faptul că slujiți în biserică, dumneavoastră slujiți și pentru mulți copii și sunteți faimos acolo în inima Moldovei, preotul copiilor, nu? Este o misiune, sigur, care mă duce să slujesc atât lui Hristos în altarul bisericii de la spitalul sau maternitatea cu zavodă, este cea mai mare din România după numărul de nașteri, dar pe de altă parte aceeași misiune mă cheamă la a fi și aproape de mame și de copii, pentru că așa simt eu, fără ele universul s-ar prăbuși. Ați ajuns să aveți acum în grijă aproximativ 10.000 de copii? Da, campania de anul acesta numită Găunte de Lumină, cea prin care ne-am propus să îmbrăcăm 10.233 de copii, la fel ca și la Crăciun, Găunte de Iubire, sunt într-adevăr 10.233 de copii, copii care provin din familii greu încercate de sărăcie, familii cu mulți copii acasă, familii cu copii orfani de unul sau chiar ambii părinți, familii cu părinți care au migrat în străinătate și care au uitat să se mai întoarcă la ei, adică copii care au primit până acum, din păcate, prea multe lovituri, iar fără un ajutor constant și consistent, nu au putea de a merge mai departe. Desigur, noi suntem așa o singură verigă acolo, sau o unealtă, o simplă verigă sau o unealtă în această lucrare Dumnezeu, dar tot în această familie avem și 3.000 de mame care beneficiază pentru copiilor de sprijin, pentru a crește oameni mari. Lupta cu foamea, lupta cu frigul sună așa de trist. Așa e trist și poate pentru cei care ne urmăresc nefiresc, dar este firescul în care trăiesc zeci de mii. Este nefirescul, dar totodată firescul pe care dumneavoastră ați ajuns să-l vedeți și să-l trăiți prin acești copii, prin ochii lor, prin suferința lor, aproape zilnic. Sunt zeci de mii de copii în România. Slavă Dumnezeu, cel puțin în zona Iașului, a reușit cumva să echilibrăm această nenorocire, aș spune eu, în sensul că nu cred că mai sunt copii în zona Iașului, la sud de Botoșani, la nord de Vaslui, care să spună că nu au ce le trebuie înceasă pentru a merge la școală. Nu mai sunt copii care să spună că nu au avut, eu știu, bani de încălțăminte sau de îmbrăcăminte, pentru că ne străduim ca toți acești copii să primească ce puțin de 3 ori pe an ce trebuie înceasă pentru școală. Sunt dispus să risc tot ce am în lumea aceasta. Adică sunt copii pe care tot ce am făcut până acum fac mai mult decât universul creat în jurul nostru. Povestesc tuturor experiența mea în timpul unui an foarte greu, anul 2018, când mi-a fost acasă o mașină vandalizată. Sunt preot de aproape 30 de ani, de acum îmi place să cred, deși sunt vă 26 între noi, fie vorba. Mulți înainte să vă dea Dumnezeu. M-am sunt o familie cu 4 copii în care părinții noștri au făcut tot ceea ce trebuiau să facă pentru a-și duce copiii la școală, dar că acum 47 de ani situația economică a României nu era deloc mai bună ca cea de astăzi pentru a face școală, facultăți. Părinții noștri au făcut eforturi supranaturale. Nu știu dacă mama a avut șosete sau în cer scuze lejerie pe ea an la rândul, pentru că trebuia să muncească din greu pentru a plăti internate, pentru a ne duce la meditații cu profesori foarte buni să facem performanță. Dumnezeu a vrut ca în loc să ajung, să spunem, lucrător într-un sistem, într-un sistem de forță, cum vreau să dau prin clasa a 7-a, 8-a, o dată cu venirea diabetului în viața mea, am ajuns la un liceu sanitar. Ulterior, contactul cu adevărații duhovnici sau mai duhovnici ai Moldovei m-a dus la teologie. Dumnezeu a vrut să experimentez câte puțin din fiecare această dorință a mea de a ajunge aproape de cei sărmani, astfel încât atunci când în 2005 începeam misiunea la cel mai mare spital, spuneam, de timp atât din România, aveam deja o experiență medicală, aveam un cabinet medical deschis în cealaltă comunități unde am fost preot,
Aveam tabere cu copiii, aveam bursier deja la școala din comunitățile unde am mers, alocând un timp foarte important din misiunea mea pentru cei defavorizați. Sunt mii de copii care au fost salvați prin această misiune și, desigur, ne-au îmbogățit cu atâtea suflete care, dacă au rus acasă în brațe la mama, așa ca să vezi că casa se prăbușește, acoperișul se spart, nu au ce mânca. Mai înseamnă o vacă, mai înseamnă o căruță cu lemn, înseamnă acoperiș, înseamnă o casă, înseamnă 150 și ceva de case în clipa de față. Deci ați făcut 156 de case? Da, în clipa de față. Apoi, copil... Din ce bani? Din banii oamenilor buni, oameni care nu-și văd ziua de mâine fără a fi cei lângă ei în stare de bine. Sunt undeva 5 centre în clipa de față pentru mame și copii fără sprijin. Și mai nou am spus, dacă am văzut că copiii au nevoie și de la sara, au nevoie de o vacanță, ne-am îndreptat spre litoral cu un microbuz, cu două, cu trei microautobuze, cu patru, cu cinci autobuze. Atunci este timpul să avem tabăra noastră la Mare Dumnezeu, ne-a ajutat să avem o tabără în Eforie, unde să ducem 1.000 și 500 de copii pe an la mare. Care au fost cele mai grele povești, traumatizante, triste, pe care le-ați auzit de la copil sau de la mamă? Ceva ce v-a rămas cu adevărat în suflet? Păi, cu siguranță sunt multe. Sunt proiectele care sunt povești care ne-au obligat să mergem mai departe, să facem lucruri imposibil de imaginat. De pildă vorbim de cazul oarecum recent al Veronicăi, mama care avea 5 copii, avea un cancer diagnosticat parțial, să spunem, și care a născut 2 copii trecând prin spitale, dar pentru că ea nu a avut bani să meargă la o investigație de care trebuie să facă un CT, un remene la timp, să facă analize, neavând asigurare, femeia venea în urgență, așa cum vin toate mamele și unde statul îi dă o asigurare de urgență unei mame în maternitate, și așa cancerul a progresat până ce, în urmă cu 2 ani de zile, ea s-a mutat la celul, sunt 5 copii pe drumuri. Lucrul ăsta ne-a plăcut să strigăm, să țipăm, am găsit oameni, ne-au ajutat, am cumpărat locația și acum amenajăm prima clinică gratuită pentru mame și copii, pentru cei de fapt din România. Prima clinică unde orice om sărman va putea face un remene, un CT, o analiză gratuit, va lua o rețetă gratuită, va lua și o masă caldă. Toate... Cei care ne-au ajutat să luăm până acum, să facem toate aceste case, să ținem acești copii la școală și dumneavoastră mai bun din presă, bineînțeles, ducând vestea binelui mai departe, am ajuns să creăm așa o armată de oameni dragi care vor să lase o lume mai bună în urma lor.